Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Finanțarea se acordă în procent de până la 90% în limita sumei de 20.000 de lei. Persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasă vor primi de la stat contravaloarea a 90% din prețul instalației, dar nu mai mult de 20.000 de lei potrivit ghidului de finanțare. Ghidul, lansat în dezbatere publică de Ministerul Mediului, stabilește că se asigură finanțarea de la stat pentru orice instalație fotovoltaică cu o capacitate mai mare de 3 kW peak. Finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Suma finanțată de autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final din surse financiare proprii, se arată în ghid aflat în dezbatere publică.